Stâlpul căzut sâmbătă pe bulevardul Moscova din Chișinău ar fi fost doborât de un troleibus care a agățat un fir de la rețeaua de contact în timpul deplasării. A fost o decuplare a troleilor care s-au încălcit în firul de oțel care menține rețeaua de contact. Dacă o să observați, tot bulevardul este interconectat stâlpii de la rețeaua de contact între ei prin acele fire sau de oțel care sunt pozați pe acești stâlpi. Este o situație care s-a întâmplat, s-a intervenit și s-a evacuat acel stâlp, inclusiv cu remedierile ulterioare. La moment se toarnă betonul pentru pozarea stâlpului nou care este instalat de către Regia Transport Electric. Potrivit lui Mihalache, pilonii de pe bulevard au fost verificați anul trecut și nu au fost schimbați pentru că erau în stare bună. Stâlpul căzut sâmbătă seara nu este singurul incident care pune în pericol cetățenii din Chișinău. În urmă cu 5 zile, pe bulevardul Dacia, un copac s-a prăbușit peste o bancă pe care stătea o femeie cu un copil în cărucior. În urmă cu o lună, o fetiță de 11 ani a murit și un băiețel de 6 ani a fost rănit după ce au fost electrocutați în timp ce se jucau în parcul de la intersecția străzii Sarmizegetusa cu bulevardul Cuzavută.